că Radu avea pedeapsă. Eu i-am spus că Radu... De aici văd, eu nu văd bine. Așa, și... Mai scurt, din băieții, Nicoleta a spus deodată că ea cu Sorin s-au văzut, că au făcut puzzle și că e ok. Cine mai era acolo? Maria George nu l-avea. Cine mai rămas? Radu era pedepsit. Și din băieții care au rămas, ea a spus Ionuț și Emanuel. Stai și cu asta, cu unde? Din asta, stai, fii atent. Uau, ai grijă. Mamă, ce-mi place. Nu, no, mai da. Eli, ce ți-a plăcut? Dansul sau fata? Fata. Ok. Alea, ce-am găs, bă. Bă, cred că mai aveai un băiat. L-a luat pe Eli la dublu. Dar ce să fac? Să stau aici trist pe canapea? Corect, corect. Dar mai fi dă-l un pic ușurei, că obosit. Cât a stărbile și eu plăcut. Face de bă. Dar termină. Du-l la Vericu. Doar eu mă distrez în casa asta. L-a pierdut ea pe Robert. Mai un băiat. Uite la aici, pregătit. Nu, no, no, pe Robert iau. Tu, iau, te rog. Hai, Andrei. Eu te iau eu pe tine. Dar cum să refuz? O să te iau eu personal, îți promit. Da. Altă melodie, că nu merge asta! E gata, gata, e over, gata, game over. Hai să mai și povestim cu domnișoara. Da, dar el zâmbește așa la... N-am auzit nimic cu partea. Emanuel e prea... Nu, dar zic cum a zâmbit așa, știi? Dar am văzut în ochii tăi. Ce? Cum am fost eu ieri, doar că eu m-am... Puțin, nu? Da. Da, dar nu mă așteptam, să-l cheme neapărat pe el. Păi aici în casă... Ai, erai sigur, așa, că nu știu eu, Ionuț. Ah, dar stai, tu cu King, atunci erai în casă, în partea cealaltă. Da. Dar melodiile pe care îți place să danzezi, care sunt latino? Mai lente, așa. Mai lente? Lento. Ah, deci astea mai pare. Lento ca Lendo. Ea era convins, nu are ce trebuie, că eu nu ți-l cheam pe Radu acum, stai să vedem. Nu, fata, dar tu că eu nu ți-l mai zis că cum ar fi fost să-l, să o cheme pe Laura în camera roșie, știi? Și am uitat, dacă vrei să o cunoști pe fata, poți să chem că încă, auzi, încă el e oricum singur. Adică na. Dar lasă că vine Laura și o întreb eu pe ea. Dar ea nu răspunde, pentru că eu am întrebat-o și nu mi-a răspuns la întrebări. Da. Laura e cu secrete. Nu comunică cu noi. Interesant. În cât timp, nu știu, te-ai vedea că o să fii cerută? Păi nu, că depinde cum decurg. Dar de ce, doar unde vorba? De mână. Și când consideră el. Păi știu, dar cum, în cât timp ți-ar plăcea, nu știu ce. În cât timp mi-ar plăcea? Da. Dacă ai 25 adică de ani. Nu m-am gândit să am o vârstă anume la care când să fiu 26? Cerută. În septembrie. Așa, tu ești fecioară? Da. Manuel, cine mai e fecioară? Eu. Emanuel. Eu mai sunt fecioară, eu sunt pe 23 august. Dar nu cred în zodii. Hai, stai puțin. Vreau să văd ce face. Vreau să fiu atent. Da, ne părem aici cu bușerpilor. George, eu mă bucur, doamne. Săracu George, te bucur. Da. Bine, nu mă bucur așa tare, dar mă bucur că nu, da, nu trebuie să mă enervez azi. De ce? Tu te enervai? Vai, dar ce-i făceai? Vezi? Ea nu știe că stă în cameră cu mine? Doamne, ferește. Dar e să aduci pe lângă Maria. Mai vii de seară, mai vorbim. Ce faci, Maria? Complotăm. Doamne. Tu e de felul meu, nu sunt așa geloasă. Că eu ieri te-am văzut și pe tine cât erai de deranjată, știi? Eu nu sunt tipul ăla de persoană că, măi, dar nu știu, așa am rămas astăzi, așa un pic, măi, să mă știu, cam. Chiar că eu n-am treabă, nu, eu nu-mi geloasă. Nu sunt așa de geloasă acasă sau așa, dar nu știu, aici zici că mi se intensifică nu, eu cred că tu spui că nu ești geloasă pentru că nu ai avut ocazia să fii geloasă. Da. Eu zic că nu sunt extrema aia altă, oricum sunt un pic de gelozie, logic am și eu mine, dar nu sunt extrema aia că să nu se apropie vreo fată de el, nu. Sau să nu vorbească păi cu știu, fete sau așa. Păi știu, tu acum ai făcut în imaginația ta, ai făcut un... Da, bine, da, nu ești geloasă dacă stăm noi cu el, fiindcă știi că noi n-am avea o treabă. Da. Dar când știi că e una nouă și poate ea totuși încearcă. Mai ales că s-o începea de la început. Na. Dar e ciudat că ea a spus că eu nu ți-a luat-o cam rău. E, și apoi azi e bine? Și cum să-l ia pe Sorin, căci că pe Sorin
Nico, pe Sorin chiar îl cheamă Ionuț? Nu. Nu cred. Și atunci, ce Ionuț? Pare dacă a venit pentru Ionuț. Mamă. Eu nu mai înțeleg. Pentru că vezi că una, două, început să-i dea replici la Ionuț. Bine. Dacă stăm să o luăm logic, era pe canapia. Și ea e ca persoană. Și eu cum i-am răspuns înapoi la Ionuț tot timpul, cred că și ea la fel face. Păi nu e ca să răspunzi înapoi, în sens că am mai băgat numele lui de câteva ori. Eu zic fata, de nume vine înapoi. A făcut da. Punem acolo să punem acolo pe Scăunel să răspundă la... Hai să nu știm, să nu știe ea că ne-a dat conexiune și să o întrebăm. Ce-ai făcut la băieți? Păi noi am mai făcut odată așa și s-a supărat internetul pe noi, dar ok, hai. De ce? De ce? Păi că suntem viperi, că așa le luăm. Păi să vedem ce faci. Păi, dacă tot am văzut o dată, ce în continuare? Inițiativa ei. Șopârle tu. Să vedem ce zice. Ce vrei șopârle puțin spus. Vipere sună mai frumos, așa mai de doamne. Șerp, șerpoace. Șerpoace, da. Fugi acasă. Mă duc acasă. Laura, îți mulțumim mult de tot. Mi-a părut bine. Să fii cu minte. Sunt. Ce gentle kid. Ce Știu care-i duma deja. Parcă îți duceai copilul la școală. Zi părerea ta. A mea? Nu știu. Mă, dar ție pe bune îți place de ea? Sau faci cateringă? Că nu prea pare genul tău. Sau ți-i drag așa să stai să povestești, că nu prea pare genul tău. Le-am zis eu că zic o să vin acum, că zic, frate, ce-mi place de-aia, frate, mă, jur, jur. Acum vorbind la modul cel mai serios. Hai serios, fără cateringă, acum vorbești. Fără cateringă și la modul cel mai serios. Îmi place gen cum arată, dar într-un fel nu-mi place că, cum au zis, e prea ascundă, asta e adevărat. Adică mă uitam la ei, stăteam așa și stăteam așa, înțelegi? Și chestia asta e unicul minus pe care îl are. Vulpița. E unicul minus pe care îl are, dar rest mi se pare o fată atrăgătoare, chiar îmi plac ochii pe bune. Și gen... Mă trage și tu de picioare. Aș vrea... Și are cor fain, frate, adică arată bine. Tu dai seama că mai scuză-mă că intervin, mai exersezi 5 ani că tu ești magician și dacă pui ăla să faci, să o tai în două, o lipești mai mult, două, știi, o desparți. Mai pui ceva între. Mai pui ceva. Să fie mai lungă. Stai un pic, acum serios vorbind, după părerea mea, ți-e trebuie o femeie mai maleabilă. Ea nu e atât de maleabilă. Da, și mi-a zis că ea e mai rece, așa de fel și ar trebui. Nu-i corect ce zic? Ar trebui eu să fug după ea și așa și nu, mai bine nu, ar trebui să fiu mai... Nu, adică nu că mai bine nu, o da, să uite, văd. Da, ți-am spus și o chestie bună, o adică dacă văd. Mergi să faci show-uri, te așteaptă deci, acasă, tu nu te ești deranjează. Foarte da. Spontan, dezinvolt, jucăuș și ei, cum ai zis, rece, nu numai că trebuie să mergi tu spre ea, nu mă refer la ea, mă refer la viața cu zi, de zi cu zi, tu la ea trebuie să te gândești. Ce trebuie o persoană maleabilă lângă tine? Sunteți două. Tu, gen cum era Alexandru. Voi din impresia, hai că na, oricum nu da, o să țin cont de chestia discută, asta. Discută, distrează-te, nu te oprește nimeni da. Eu n-am treabă cu fata, zic de pe acum, n-am nicio treabă. Dar nu știu, eu nu știu să dau acum un verdict. Dar urcă și tu i-ai refuzat dansul, măcar te ridicai, dansa e cu ea. Dar pentru ce să dansezi eu, frate, dacă mai bine dansează Robert, că el vrea să o poate să o cunoască. Dar și ăsta că s-a dus, te-a invitat. Păi tu dacă te-ai invitat la dans, te duceai? Nu. Dar eu sunt în aproape de relație cu fata asta, chiar mă gândesc. Bărbatul nu trebuie să refuze. Dacă tot doamna, nu contează. Și dacă mergi la o nuntă, la un moment dat, tu vei dansa cu altă femeie, Xenia cu alt burac, așa e, nu? Da, acum nu dansezi numai tu cu unul. Până mergi la nuntă mai mult, eu nu mă duceam. Hai să nu tragem concluzii din prima, vedem ce se întâmplă. Cred că de-aia și m-a chemat, știi? Hai să-ți rup capul. Că sunt sigur că avea de gând să mă cheme. Șase. Părere de rău, îmi pare rău. Avea sigur în cap să mă cheme, dar... Dacă era așa, să ne. Ce? Dacă era... După cum ar fi vrut ea, ar fi vrut să ne cheme, da. Îi simpatică, dar nu te văd. Nici pe mine nu mă văd cu ea. Nu știu ce să zic, jur. Tu zici că nu, a? Eu nu mă bag. Aștept să mai intră fata. Da, acum mai intră. Dacă nu-i tristă povestea. Cum a fost? Bună! Bună, micuță! Povestește-ne! Bună, micuță! Scaunul de onoare! Că bună, micuță! Ah, da! Ți-ai zis bună, micuță? Micuță, pe mică! Nu, ce mică și mănânțică! Hai, fată, unde vrei să stai? Păi nu vreau să stai acolo. Povestești! Păi acolo stă doamna Andreea. Uite, mai stă și cineva. Aici, că stau eu un loc la doamna Andreea. Asta și încă poți să te duci mai încolo. Îmi cer scuze, doamna Andreea. Asta e un moment. Nu avem loc. Nu știu ce ați văzut voi. Am văzut până de ce vrei atunci? Păi ce să vă zic, că le-am făcut mici cadouri.
din inițiativa ta? O să vă aducă și vouă, da. Adică lui Radu i-am dat ceva pentru tine. Lui Sorin pentru Andrei. Tine. Îmi cer scuze că ți-am zis Natalia. S-a supărat puțin. Bine că ai mai precizat. Am văzut că a dat ceva și m-am gândit că... Dar nu o da conexiune cu ea? Da, da. O deranjat să dau un pic pe Nico. Da, ți-am zis și la hotel. Nu mi-ai zis. Natalia. Nu mi-ai zis. Eu așa știu. Nu, s-a primit că ai făcut-o intenționat. Așa s-o văzut, da. Da, nu știu. Nu, dar mi-a și la casting că... am zis Natalia în loc de Nicoleta. Și nu aud, nu mă deranjează. Bine că-s primele zile, că știi că și, noi, și eu primele zile ți-am zis, poate până și lui te obișnuiești. Andrei îi ziceam tot timpul Adrian,